Am recomandat școlilor, nu colectați ajutoare umanitare de la copii pentru a ajuta alți copii, fiindcă copiii nu au venituri. Ajutoarele astea îndemnați pe copii să le doneze din banii de buzunar ai lor. Pentru că e ușor a da banul părintelui pentru ceva. Am încercat să promovăm ideea, să apropie, cum se numesc, cu serbările astea de absolvire. Toate pentru un costum sau o rochie de 3.000 de dolari, poate o treime am în fondul școlii pentru un laborator de chimie, nu? Prin asta se manifestă atitudinea și dragostea față de școală și nu pentru un cadou scump, cumpărat dirigintei, dirigintelui. Și când au spus că asta e o mulțumire și un semn de atenție, am încercat să reproșăm, dar v-ați dus la pensionarea acestei școli, care nu vă predau ore. Să le mulțumiți lor pentru efortul depus. Ei, nu. De ce nu?